Eu mă întreb ce a simțit Pintilic când i s-a dat această răspundere a acestui joc West Ham United dintr-o dată. El nefiind antrenor. Da. El fiind la școala antrenorii. El nefiind antrenor, repet treaba asta. Păi cum o echipă cu istorie cu stele, tradiția ei, pui pe bancă, hai că merge și așa. Asta e ideea până la urmă, da. Nu? Hai că merge și așa. Nu se poate așa. Și nu umești, Nea Mihai, vreo patru. Eu sunt, vedem, eu mă gândesc, eu mă gândesc că prima mișcare pe care trebuia să facă cei de la Steaua erau să ia cel mai bun antrenor din România care îl găseau și luau aici pentru două meciuri, trei meciuri, măcar mă impresc că joci cu West Ham United. Îl ai pe Moeș, pe bancă, ai niște... Păi dar ăla vine? Ăla cel mai bun, ăla vine pentru două meciuri? Eu nu știu asta, eu spun ce ar trebui făcut. Nu, pentru... Mihai, dar e jenant să fai cu West Ham, să pui unul care nici n-are... Eu nici nu știu aseară ce s-a întâmplat. Cine a fost secundul lui Pintilic? Tănase? Nu, Tănase a plecat cu Udică. Cu Udică. Au plecat. Păi și cine a fost? Gigi. Nu. A trebuit să... Nu, e Ovidiu Petre, Nea Mihai. Curti. Ascultă, Ovidiu Petre. A, și preparatul ăsta. Nu poate să pe bancă dacă nu are licență. Au trecut pe foaie un antrenor cu licență. Mihai, cum spui? A avut dispensă de la UEFA. Ai dispensă. Băi, Boria, în esență, ce autoritate poate... E jenant. E jenant. Ce autoritate poate să aibă în momentul ăsta Mihai Pintilic, care mi-e drag și care vreau să-l ajut să își facă, să iasă în lume ca antrenor și asta. Și cu Ovidiu Petre, care n-am înțeles niciodată care e rolul lui acolo, de analist sau nu știu ce, la un meci cu West Ham. Păi bun, și vine un meci cu Rapid, poi mâine, tot ăștia sunt. Aduce azi după amiază, crezi că vine vreunul, aterizează? Nu știu, nu a declarat, s-o fac. El rămâne. Eu vorbesc de situație în sine și trebuie să o luăm ca atare. Nu ne mirăm de ce pierdem cu 3-0. Eu cred că nu trebuie să ne mirăm. Bine, nu ne-am mirat, Nea Mihai, când am pierdut cu 5. Da. Erau 10, nu, pe global. 10, cu 10, cu 10, 10 pe global. Și nu ne mai mirăm că suntem pe ultimul loc, nu? Că suntem cea mai slabă. Mihai, domnul director tehnic, cea mai slabă echipă din Conference League. Adică, bă, e greu să bifezi recordul. Bă, și mai te întreb ceva, Horia, scuză-mă. Ce viitor îi faci tu lui Pintilic și lui Ovidiu Petre în fotbal dacă îi distrugi de la primul meci pe care... în care ai responsabilitate. S-ar putea să nu te intereseze subiectul. Mă, eu vă întreb pe voi. Ce viitor faci la un astfel de om care ar putea fi un lider, dacă a fost lider ca jucător, cum ai zis tu, sau Robert, a fost un lider al vestiarului și astea, și care ca viitor profesionist în altă ramură, meserie, antrenor, cum îi pregătești tu viitor? Îl compromiți. Îl distrugi, că îl compromiți. Da, îl distrugi, dar nu te interesează că îl distrugi, e marfă. Nemei, scuză-mă. De ce ai acceptat? Nu te scuzi, spune. De ce ai acceptat? Pentru că sunt slab, n-au caracter. Exact. Sunt slab. Ai văzut. Nu cred că și spun ceva, nu e doar... Nu poți să accepti. Sunt niște lucruri care nu le faci pentru viitorul tău, cum ai spus. Nu are legătură. Adică știi ce înseamnă asta? Știi ce înseamnă asta? Nu, înseamnă că să-ți iei chiloții de frica lui Gigi Becali. A pus mâna pe trevor, treci bă pe bancă, o să fii ca n-am antrenor. Tu spui dacă ai puțină minte, da? Că tot aud Pintilic cât creierare, ce, domne, ce echilibrat e. Spui, îi spui, domnul Becali, cu tot respectul pentru noastră, eu nu pot în actuala conjunctură să stau așa, puneți camera pe Dănuț, ia Dănuțe, ce făceai? Ia, cum făceai? Hai, mai fă o dată, hai. Ia, mai arată-ne o dată, hai. Așa, deci nu pot, domnul Becali, în actuala conjunctură, eu nu pot să antrenez FCSB-ul pentru acest... Nu contează! Păi a spus-o la conferință publică. Robert, n-ai voie să stai pe bancă. A spus-o... El e sub... Nu, e sub contract. Nu, el a stat ca secund. Cum a zis foarte bine Mihai, te compromiți. Ca delegat. El a stat ca ce stătea și înainte cu Dică. A zis Mihai Stoichiță, să compromiți. Tu trebuie să ai o viziune asupra carierei tale pentru viitor. El e un antrenor sau ce e? Le e frică. Horia, el este sub contract cu FCSB-ul. Da. Și el a ieșit public și a spus: domnule, nu mă simt pregătit pentru funcția asta. Așa. Sunt un interimar, dar conjunctural a apărut acolo antrenor Steaua, a luat dispensă. Rămâne de la UEFA. Rămâne în statistic așa? Da. Dacă îi dă Rapidul 3-0? Dacă îi dă Rapidul 3-0? Doamne ajută. Da? Doamne ajută. Așa, da. Și dacă îi dă 3-0, ce o să mai tot zic? Va fi antrenorul care a stat și cum zice Mihai Stoichiță. Băi, dacă ai puțină minte. Și dacă câștigă Steaua cu 3-0? Da, bravo lui. Nu, că dacă câștigă Steaua cu 3-0 o să fie victoria lui Gigi.